Coste strig Luca încă una de acum. Sunt bine boss, sunt bine boss, sunt spart rău. Sunt bine boss, sunt bine boss, sunt spart rău. Uite-o cum dă din cur pe balansul meu. Sunt bine boss, sunt bine boss, crăpat rău. Sunt bine boss, sunt bine boss, sunt spart rău. Sunt bine boss, sunt bine boss, sunt spart rău. Uite-o cum dă din cur pe balansul meu. Bună seara, Iași! Vai, cât de mult mă bucur să fiu aici, să-mi bat pula. Băi, a fost Adi Popo, vai, cât de tare a fost. Și ceilalți, vă rog, hai să-i aplaudăm. Ai aplauzi mai mult pentru... Vă rog. Mai ales aplauze pentru colegul nostru cu handicap, Adi Popo. E handicapat, dar iubim, să mă... Așa, toți aveți câte unul ăsta. Oameni dragi, eu sunt Serghei, haideți să vă întreb. M-ați mai văzut careva live? 4 persoane, super. Ăștia sunt prietenii pe care i-am invitat cumva, deci e ok. Pentru cei care poate mă știu, probabil mă știți din faptul că sunt colegul de trupă al fetii care e la televizor, Anisia. Deci, nimeni. Nici atât. Ok. Cel mai bun. Bun, eu sunt Serghei și o să vreau să lămuresc treaba asta de la bun început cu voi. Bă, când spun Serghei, hai să înțelegem, mă refer la cuvântul la rusesc, Serghei. Și nici de cum la cuvintele alea două în engleză. Serghei. Că dacă vă îmbătați ca porci după joa aveți tendința să veniți la mine să-mi dați sfaturi despre cum aș putea să mă prezint. Și cel mai cretin lucru pe care mi-l spune lumea după joa e: frate, tu ai putea să te prezinți ca James Bond. Adică? Păi știi cum se prezenta ăla? Sunt Bond, James Bond. Așa poți să te prezinți și tu. Vă mai explic? E ok, bun. Haideți să vă întreb niște chestii. Vă rog, hai să aplaudi oamenii, acum fiind și studenți, dar bănuiesc că sunteți mai mult decât studenți, nu sunteți doar studenți, nu? Ok, atunci hai să întreb așa. Vă rog să aplaudi oamenii care au relații de mai mult de 2 ani de zile. Împreună, nu? Cât timp aveți împreună? Mie îmi place să pun întrebarea asta, pentru că de fiecare dată când pun întrebarea asta, femeile se uită la bărbat și spun: aplaudă-mi pizda, mă, hai. Și dacă întrebi în public oamenii cât au și cum au, în funcție de cum răspund, îți dai seama cât de vechi. Dacă au mai mult de 5 ani, îți răspund doar femeia. O încerca și el să răspund, acum, dar nu prea a ieșit. 3 ani? Cum vorbiți? Laura și? Tiberiu. Laura și Tiberiu, ok. 3 ani de zile, foarte frumos. O să vorbesc un pic cu voi, dacă e ok. Că oamenii au tendința să cace pe ei de frică, pentru că, bă, nu vă bat. Adică, nu stia comedia, nu, pula mea, nu fac de asta. Vorbim așa, ca la stand-up. Ideea e așa, că știu că am întrebat de 2 ani de zile, pentru că în primii 2 ani de zile din relații, perioada aia frumoasă, cu iubirii, cu dragostea, cu toate nebunile aia, știi, când totul e roz, totul iubirii, toate filmele romantice ale noastre, toate melodiile dragostei despre noi, știi? Totu-i, vai, iubitul, ești cel mai frumos, vai, ești cel mai frumoasă, vai, ești cel mai drăguț, vai, ești cel mai drăguț, vai, ești cea mai mare pulă, minciuni. Dar după perioada aia de 2 ani, zile, mai apare o ceartă, mai apare o treabă, acum 3 ani v-ați mai certat așa serios din când în când, nu? Ca orice cuplu. Eu am observat o chestie. După perioada aia, un motiv serios pentru care oamenii se ceartă în relații, pentru că gelozie. Voi sunteți geloși? N-aveți, nu? Foarte bine. Adică, între noi fi vorba, fată, hăi, nici n-ai dici. Nu ți-l futi nimeni, stai liniștit. Poate Adi Popo, dar... Nu, glumesc. Dar să știi că, din regulă am observat chestia asta, de obicei femeile sunt mai geloase decât bărbații. Și nu se justifică în pana mea, pentru că, și în cazul meu e aceeași poveste. Ea e mai geloasă ca mine, cu toate că... Adică eu înțeleg principiul, sunt ok, am aproape toți dinții în gură, ochii relativ simetrici, leg două cuvinte fără să mă bâlbâi, sunt ok. Ea, pe de altă parte, arată mult mai bine ca mine, mult mai sexy, știi să îmbrace, știi să filtreze, toate alea, știi de asta. Și dacă mă uit la mesajele mele și la mesajele ei, timp de o săptămână, pe care le primești timp de o săptămână, îmi dau seama că e o diferență enormă și totuși ea e mai geloasă. Că ea primește în fiecare săptămână 10 de, scuză-mă, hai la o cafea, 9 de bună ai prieten, 8 de mamă știaș futi și vreo 3 ceri în căsătorie. Jur, în fiecare săptămână. Eu primesc odată la 6 luni un ești amuzant.
Asta pot eu, e ok. Îți bucuros cu asta, pana mea. Știți care e problema? Mă, când primesc, ești amuzantul ăla. Asta dorința am și eu. Lasă-mă în pula mea să mă bucur de el. O te apuca să-mi fuți capul cu întrebări. Dar cine e aia? Dar ce vrea? Dar nu știi că ai prieten? Dar de ce nu ai spus cu ești mine? Ho! Deci cât m-ai întrebat că catrul ăla te-a chemat unul în Dubai cu el în pana mea. Și hai să lămurim. Deci nu mi-a spus că-s genial pe comedie. Nu mi-a făcut un compliment. Mi-a zis că ești amuzant. Bă, nu știu dacă știți, dar asta e meseria mea, să fiu comedian. Să fiu amuzant. Nu mi-a zis că ești hilar, ești cel mai amuzant. Mi-a zis, ești amuzant. E ca un fâs. E un nimic. E, știi cum e asta? E ca și cum îi spune unui instalator, ești un desfunzător bun de WC-uri. Dacă vine unul de ăsta la voi în casă, vă desfundă WC-ul, spui, bă, ai făcut o treabă bună. A, vrei să-l fuți, a? Da, da, da. Am zis că nu mai fac asta cu ura, ca... Mi se pare că peste tot acum am întâlnit să este cu ur, toată lumea, ur, vai, aia, ia o problemă, ia o problemă. Am văzut acum că biserica are chestia asta cu homosexuale, ia o problemă neapărat biserica cu homosexuale, peste tot unde te duci. Acum vreo 2 ani de zile sau ceva genul ăsta, a fost momentul când s-au legalizat căsătorii între homosexuali în toată America, dacă știți. Și Facebook a zis, bă, hai să sărbătorească și românii, că americanii trebuie să sărbătoresc treaba asta. Și odată posibilitatea românilor, care aveau Facebook, își pun o poză cu un curcubeu la profil. Ca să sărbătorească, să arate că susțin căsătoria între homosexuali. Și era superb să stai atunci pe Facebook, pentru că s-au dispărțit pe multe categorii. Erau oameni care își puneau poză cu curcubeu la profil. Erau oameni care futeau un grup pe care își pun poză cu curcubeu la profil. Erau oameni care futeau un grup pe care își fută un grup pe care își pun poză cu curcubeu la profil. Deci, practic, toți românii se futeau în gură că se fută americanii în cur. Asta era, toată lumea avea o problemă. Și mi-aduc aminte că am zis gluma asta la un moment dat la... Nu știu ce așa, de fapt. Și am zis treaba asta cu homosexuale și o trebuie să unul din public. Eu nu sunt de acord ca gheii să căsătorească. Eu am semnat și petiția. Și în momentul ăla m-am întrebat și am zis, bă, uite un om cu foarte, foarte, foarte mult timp liber. Pentru că, bă, eu sunt comedian, asta fac toată ziua, frecventa. Dar nici măcar eu n-am atât de mult timp liber încât să mă întreb dacă oamenii care se fut în cur au sau n-au acte. Și de ce? Pentru că mă doar impul. Și așa ar trebui să doară pe toată lumea. Nu-i treaba mea ce face altul. Am auzit o chestie în care mi s-a părut genială definiția prostului și mi s-a părut de dreptul genială. Prostul îi ăla care influențează viața altuia fără să aibă nimic de câștigat. Dacă tu n-ai treabă, nu te fute pe tine nimeni în cor, nu fute. Ce treabă ai tu cu oamenii? Cum îți afectează ție viața? Știți cum e asta? Mi se pare genială că se spune că eu nu-s de acord ca gheii să căsătorească, e ca și cum aș spune, eu nu-s de acord ca persoanele cu părul roșu să mănânce chipsuri. Ce treabă am eu cu ei? În momentul în care o să apuc, după ce mănâncă chipsuri, oamenii cu păr roșu devin agresivi, atunci avem o problemă. Când o să... Așa și cu ei. Când o să avem o problemă, bă, vin la casa de cultură și după aia mi-e frică să plec acasă, că dacă mă prind o cașcă de ghei și mă fut în cur, atunci avem o problemă. Dar până atunci, voi ați văzut un ghei să strige pe voi, ei, dă bani la puncoa? Nu! În cel mai rău să strigă, în cel mai rău ca să strigă, coai, te-ai îmbrăcat prost! Ăla-i un om de urmat, ține cont de sfaturi lui, că te ajută să fuți. Dacă urmezi după el, uite, mi-a zis George să-mi iau cămașa asta, gata, poate fac și eu ceva. Da, 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 bă, înțeles. Eu știu care-i chestia. Biserica spune că homosexualitatea e o alegere și cu oamenii aleg să fie gay. Bă, nu e adevărat. Tine naști cu orientare sexuală, dacă vrei mai încolo să o recunoști, bun, dacă nu, asta e. Dar mi se pare incredibil că... Pentru că, haideți să vă demonstrez. Dacă orientarea sexuală a oricărui om ar fi la alegere, credeți-mă când vă spun, oameni dragi, că toți bărbații din lumea asta ar fi gay. Credeți-mă că nu există niciun bărbat normal la cap care se uită la o femeie și spune vreau să stau cu una de asta în casă. Cred că mă pot înțelege cu ea. Nu, frate, prefer să fiu gay. Mă fut de patron curs, mă ustur curs 2 săptămâni, dar măcar după ce mă fut, mă întreabă nimeni. La ce te gândești? Mă gândesc că vreau liniște, bă. Mă gândesc că vreau să stau pe canapea, să mă scarpin la ouă, să nu mă întreb tu nimic. Nu știu dacă știți, fetelor, dar cel mai frumos sentiment din lume pentru noi bărbații e liniștea de după sex. Ascultați la mine sfat. Dacă unui bărbat i-ai dat pace după ce i-ai dat pizdă, ăla o să iubească toată viața lui. Poți să fii handicapată, poți să-i furi banii, poți să-i bați, s-o bați pe măsa, să-i fuți prietenii, orice, asta e. Deci o să auzi discuții între ei, bă, dar te-o înșela cu cel mai bun prieten al tău, e ultima curvă. Bă, ai dreptate, dar tu știi ce frumos tace? Eram odată, făceam sex cu prietena mea și atât de mișto era, așa de intens a fost, și la sfârșit spune ea, băi, Serghei, a fost incredibil. Și eu zic, mersi frumos. Și ea zice, mai vreau odată. Mai vreau odată. De ce?
E pentru că mi-a plăcut. Ok. Deci, dacă te fut bine, mai vrei o dată că ți-a plăcut. Dacă te fut nașpa, mai vrei o dată ca să simți tu ceva. Cum crucea mă te-ți fut? Ca să mă lași pe mine să dorm. Pentru că ăsta-i răsplata noastră, somnul. Deci pentru voi, bucuria mare îi fututu, pentru noi somnul. Pentru mine sexul, îi munca pe care trebuie să o fac ca să pot să mă bucur. Să dorm. Nu știu dacă știi, dar... De asta zic, bă, n-ai cum... Eu aș vrea să fiu gay dacă, dacă mi s-ar părea superb. Adică ești într-o relație cu un bărbat, e ca și cum mai avea un coleg de cameră. Știți despre ce vorbesc. Nu cu ei, cu colegul. Da. Mi-ar plăcut. Bă, pe bun, pentru că... Ca ai momente așa când te cerți cu ea, nici măcar nu te cerți cu ea, te ceartă. Că nu te cerți tu cu iubita, ea te ceartă pe tine și atât. Tu nu trai ce să zici. Că știți? Dacă e o relație mai lungă, tot timpul e așa o superbitate, că vine așa frumos și încântat de tot și începe. Iubito! Tu îți mai aduci aminte Crăciunul de acum 4 ani? Noi eram împreună cu 4 ani? 4 ani. Ce-a fost acum 4 ani? Da, mi-amintesc Crăciunul de acum 4 ani, sigur. Îți aduci aminte că am fost și am luat cina la părinții tăi? Da. Îți aduci aminte că după cină am stat la o țigară în bucătărie? Sigur. Bun, ce ți-am spus eu atunci? Că ești bolnav la cap, nu? De unde dracu să știu ce mi-ai spus acum 4 ani, pe 25 decembrie, de la 11 și un sfert la 11 jumate? Deci nu-ți mai amintești, nu? Eram sigură. Știi de ce nu-ți mai amintești? Pentru că nu-ți mai pasă. Știi de ce nu-ți mai pasă? Pentru că niciodată nu ți-o păsat. Știi de ce nu ți-o păsat? Pentru că niciodată nu m-ai iubit. Am avut dreptate, ești un căcat, ești un bă... Și începi să te certi. Ca pe ultimul prost te ceartă. Și cum te ceartă așa? Ca pe ultimul prost. Te uiți ca prostul la ea. Te uiți în gol. Te uiți la ea. Te uiți în gol și te gândești. Mamă, ce o iubesc. Nu te gândești sincer, bă. Femeia asta e femeia visul meu. O iubesc din măcac pe mine. Bă, e chiar o persoană specială și țin la ea enorm și m-a ajutat atât de multe ori în viață. N-am cum să o apreciez. Dar când o aud cât căcat mănâncă, vin să-i fut una în muie. Băi, oameni dragi, credeți-mă că sunt cel mai neviolent om din lume. Credeți-mă că eu chiar cred că niciodată violența nu e o soluție. Cred așa, bărbații care bat femei merită să moară fătuți în cur de armată din negri. Cred și susțin treaba asta. Nu ai voie să dai într-o femeie. Asta nu înseamnă că n-ai motive. Băi, că au niște momente, nu cât îi calcă pe nervi, fac baceata pe nervi, trebuie să bag pula mărunțală, așa. Ești ultimul căcatul și cu măta și ești prost ca tactul. Și ce îi faci? Ai să mă lovești? Și te abții, ești... Te durezi ca prost. M-am calmat. La care vezi, măi, căcatule, nici o palmă nu ești în stare să dai, băi. Și bărbat ești tu. Oameni dragi, ăsta a fost show, vă mulțumesc frumos.